Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri, să laude numele Domnului că El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci și le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate,
foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munții și dealurile toate, pomii roditori și cedrii toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. Lăudați pe Domnul și biserica întreagă spune amin, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, toată suflarea, universul întreg laudă pe Domnul. Cred că se cuvine și nouă în seara aceasta, așa cum suntem aici, în locul acesta, în casa de închinare, să venim înaintea Lui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui. Haideți așa cum stăm cu toți în picioare. Merită Dumnezeul nostru să-i aducem și noi închinare, să-i aducem mulțumire pentru că în seara aceasta suntem aici, așa cum stăm în picioare, ne închinăm Domnului. Așa cum stăm în picioare, vă invit să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu și vom citi din Sfânta Carte, din Luca, din capitolul 13, pasajul biblic care ne va servi în seara aceasta pentru vestirea Evangheliei. Luca, capitolul 13, de la versetul 6 la versetul 9 inclusiv, pagina în Sfânta Scriptură, 1007. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Până aici cuvântul Domnului în această seară. Vă invit să reocupați locurile.
Dragii mei, doresc să vă binecuvintez pe fiecare care sunteți în seara aceasta, în locul acesta. Dumnezeu să vă întărească, să vă primească închinarea, să ne primească închinarea tuturor pe care vrem să o aducem înaintea Lui. Am avut parte de o zi călduroasă. Probabil că, la fel ca și alții, ne-am fi putut duce și noi în alte locuri să ne răcorim, dar am ales în seara aceasta să venim în casa aceasta de închinare, în locul acesta, să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru merită. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, încă o dată zic, în seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și să aducem, așa cum spune și pasajul acesta, să aducem rod pentru Domnul. Și în seara aceasta, ceea ce putem face, putem aduce rodul buzelor noastre înaintea Lui. Prin cântare, prin rugăciune, prin vestire, prin ascultarea cuvântului, rodul acesta să rodească în fiecare dintre noi în această seară. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Dragii mei, intrăm în program în această seară și pentru început cântăm împreună cu grupul de laudă, timp în care vom face și colecta din seara aceasta, după care voi mai anunța. Nu sta suflet nepregătit, că trec așa de multe zile și rar. Dar totuși noi îți mulțumim, deși suntem printre străini, și te rugăm, Iisus iubit, la noi să vii. Anul acesta o să aducă rost.
pacea care tinde înspre rai. Fă să ne iubim în viața noastră pe pământ, Iisus iubit până la mormânt. Amin. Corul laudă pe Domnul cu prima cântare. După cor, sora Lidia Cobel laudă și ea pe Domnul cu o cântare. După sora Lidia, fratele Cornel Pop are și el o cântare spre slava Domnului. Iar după fratele Cornel Pop, Elena și Cristina Turciani laudă și ele pe Domnul cu o cântare.
ești floarea din grădină, tu ești crinul din lumină, tu ești fiul Tatălui de sus. Tu ești rodul suferinței din grădina umilinței, nu pleca din brațul lui Iisus. Pe cărare e durere, dar primești și mângâiere, ai răbdare și te roagă lui.
ești floarea din grădină, tu ești crinul din lumină, tu ești fiu Tatălui de sus. Strigă Abba, Duhul tine, înger luptă pentru tine, nu pleca din brațul lui Isus. Chiar dacă furtuna-i mare și nu vezi nicio scăpare, ai nădejde și te roagă lui Isus. Nu lăsa calea îngustă și să-l vezi în față pe Iisus. Chiar dacă furtuna-i mare și nu vezi nicio scăpare, ai nădejde și te roagă lui Iisus. Nu lăsa calea îngustă și și pentru sângele ce-a pus cândva.
Ce-a pus cândva să-ți mereu.
Dragii mei, dacă este cineva în locul acesta pentru prima oară și nu l-am observat, vă rog să-mi faceți de cunoscut printr-un bilet, să-i putem spune un bun venit, să rostim o binecuvântare peste ei și toate lucrurile să fie făcute cu rânduială în locul acesta, spre slava Domnului. Continuăm să ne închinăm prin cântare și rog tinerii să se pregătească să cânte spre slava Domnului. După tineri, sora Magda laudă și ea pe Domnul cu o cântare. După sora Magda, fratele Marian Alexandru slăvește și el pe Domnul cu o cântare și după fratele Marian Alexandru îl rog pe fratele Dani Farcaș să recite o poezie, după care voi mai anunța. Thank you.
numele
Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el la rând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sânge rând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ia sarcina și-o du alături și simte-o apăsând din greu, cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai dus. Ia crucea ta și mergi pe urme, tăcând și bulțumind ca el, iubește, roagă-te și raptă, urmând dumnezeiescui fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște, nu după numele ce-ți spui, ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui.
Poezia cu care aș dori să înalț numele Lui Hristos în mijlocul nostru face referire din pasajul găsit în Luca, în capitolul 23, de la versetul 39 la 43, unde unul dintre cei doi care erau la dreapta și la stânga Lui Hristos au spus: pentru noi este drept și ne se cuvine. Și viața Lui, cu toate că a fost destul de scurtă de atunci încolo, a avut o victorie majoră și sensul vieții Lui s-a schimbat. Hristos l-a privit și l-a spus și i-a spus: adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Hristos, înălțând spre cer privirea, dornic pironia văzduhul, până ploapele Lui căzură peste ochii blânzi, iar Duhul deslegat porni în grabă jos în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două pentru ai Săi zăvorul porții. Și te-nalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar, dintr-o bugată, heruvim cu patru aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste poarta primăverii. Dar deodată, din trompete dau un lung semnal străjerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt și curând, cu cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i cete după cete ca noștiri, ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de sub pediapsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avram, iată Isaac și Iacov, smulși din lanțurile grele, Iosif, ca o stea străluce între 11 stele, Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr, iar Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David fericit privește de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Dar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios, e Hristos, purtând pe frunte diademai de lumini, cu aceea simplitate cum purtase crengi de spini. E Hristos cu mâini întinse într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe Golgota le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca vuvuitul lavei: sus acum voi porți eterne, vine împăratul slavei. Cine-i împăratul slavei? Domnul, tare și viteaz, ce-a biruit în urmă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața-i subtă, peste trupul lui plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Cine ești? Spune unul dintre îngerii străjerii. Ce vrei tu? Îl mai întreabă, iscodin cu ochi severi. Eu? Răspunde încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o boală de pahar și de cuțit. Mă ținea ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute și cădeam în zori piovale între brustru și cucute. La altar nu am dus jertfă nicio mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimica sfânt. O putere, un balaur îmi dea brânz să beau, să prad.
Vai, destul, strigă străjerul, locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă, arătă în jos sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti: da, acolo, dar ascultă, înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, cea mai blestemată, țintuit pe lemn de cruce, am văzut hulit de gloată un profet murindu-mi alături, ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntea-i de nămet îi plutea în ochi o pace, o dumnezeire în grai. El mi-a spus privindu-mi fața: azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus: dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Hristos e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți acoperi fața hohotind? Sau plâng, străine? Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește în prag. Se uită îngrozit străinul, pașii lui înapoi se trag. E Hristos acest arhanghel în veșminte sclipitoare? Părul nu-i a lui, nici brâul, nici cămașa-i de nisoare. Ochii, privirea blândă el e și căzu grămadă. Cum, dar cine-l ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar, sunt în zdrențe. Sunt și-și frânse vorba în dinți. Eu în haine de lumină? Eu tâlharul printre sfinți? Și luându-l blând cu sine, strălucitul voivod lângă tron, ducându-l, zise: el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, doar unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Glorie Domnului! Amin. Slăvi să fie numele Domnului! Grupul bărbătesc laudă și ei pe Domnul cu o cântare. După grupul bărbătesc, fratele Sebi, sora Otilia, cântă și ei spre slava Domnului, după care Flaviu și cu Gabriel Manole vor cânta și ei spre slava Domnului, iar apoi vom face o rugăciune.
Parte de tine, o Doamne, devine